Bazar multicultural organizat în acest sfârșit de săptămână în Parcul Național din Capitală. Târgul își propune să le prezinte vizitatorilor, prin intermediul produselor și obiectelor expuse, tradiția, cultura și obiceiurile imigranților și etnicilor de pe teritoriul României și, bineînțeles, cele românești. În bazar se vor găsi obiecte și produse din Brazilia, Coreea, Iordania, Palestina, Armenia, Italia, Olanda, Ungaria, Germania și România. Încă de anul trecut ne-am hotărât să organizăm un bazar multicultural cu produse din România și 5 continente. De la târg nu vor lipsi preparate culinare cu specificul fiecărei țări, dar și bunătăți tradiționale românești. Vă așteptăm la Teatrul de Vară din Parcul Național cu produse noi, italienești, cum ar fi prosciutto crudo de Parma, salamuri crud uscate, salamuri cu trufe, salamuri de mistreț. Vă așteptăm la Teatrul de Vară, Parcul Național, la un grătar mai deosebit, cu prepeliție la jară, scăriță proaspătă de porcel, păstrămioară. Înghețată naturală, 100%. Avem sortimente de fructe și de lapte. Am venit la acest târg cu cozonac turtăș, tradițional secuiesc. Târgul este deschis până duminică, iar intrarea este liberă.